După ce copiii noștri au împlinit 18 ani, Paul și Carina, eu și soția mea, Magdalena, ne-am pus serioase întrebări despre acea nouă etapă de viață. Ne-am dat seama că nu e un mit majoratul. Ne-am dat seama că trecerea peste 18 ani e o graniță reală. Ne-am dat seama că ceva trebuie să se schimbe pe undeva, vorba lui Caragiale, prin părțile esențiale. Ei bine, preocupat fiind de subiect, am descoperit atunci, adică a trecut ceva timp de atunci, dar am descoperit că există o întreagă literatură, mai mult sau mai puțin în limba română, despre cum să te comporți cu copiii după ce devin tineri adulți, sau, ca să vedeți că știu termenul, adulți emergenți. Adultul emergent este deja, dar nu încă, adică e adult, dar ceva așa. 18 ani înseamnă, din punct de vedere juridic, asumarea deplină a responsabilității. Face o prostie, nu mergi la tribunal pentru el. Eu zic că deja e o veste bună. Înseamnă de asemenea că poate să-și întemeieze o familie, iar tu poți să te opui că el tot o întemeiază, pentru că are deja 18 ani. Înseamnă că în relația cu statul, cu legile și cu tot ce ține de zona aceasta civică, civilă, el nu mai are nevoie de semnătura ta, adică tu ca părinte, eu ca părinte, nu mai apar nicăieri. Prin urmare, nu este o decădere din drepturi, ci este mai degrabă o ridicare a responsabilității. Părinții nu mai sunt responsabili în mod direct de ei. Ca să exprim asta într-un mod mai poetic, după 18 ani nu mai e vorba despre voi ca părinți, despre noi, ci începe să fie vorba în sfârșit despre ei. Ei. Îngăduiți-mi să am 7 principii, cum le-am desprins, vă asigur, din cărțile cele de specialitate, dar credeți-mă că toate mie mi s-au confirmat, adică sunt adevărate. 7 principii pe care le punem sub titlul Când ne cresc copiii. Când ne cresc copiii. Începem de la următorul deziderat. Până la 18 ani încercăm și sper că reușim noi să-i schimbăm pe copii. Și ei vin în lume cu un bagaj genetic, nu? Filogenetic. Ei vin în lume cu influențe de mediu sau mediul îi influențează după aceea. Ei trec prin tot felul de etape și până la 18 ani încercăm să îi schimbăm pe copii în bine. Și sper că reușim, iar aceia care aveți copii încă sub 18 ani să vă ajute Dumnezeu. Toate cu Domnul se fac și cu rugăciune. Dar după 18 ani, țineți-vă bine, trebuie să ne schimbăm noi, părinții. Diferența este că după ce ei trec de 18 ani, nu ei ne schimbă pe noi cum noi am schimbat pe ei. Pentru părinții e mai greu, pentru că noi trebuie să ne schimbăm cum? Dacă nu ei ne schimbă. Să ne schimbăm singuri. Singuri. De aceea toate aceste 7 principii încep cu cuvântul schimbare. Dar gândiți-vă, vă rog, la părinți. Principiul întâi. Schimbă-ți stilul. Stilul. Adică este un înainte și după. Stilul dinainte a fost corect, dar a avut vremea lui, iar undeva după 18, când el devine responsabil și adult, stilul tău ca părinte, al meu ca părinte, trebuie schimbat și nu se poate peste noapte. Mă grăbesc să spun, schimbă-ți stilul, nu înseamnă slăbiciune, adică fii slab, teme-te de copil, nu înseamnă, nu asta înseamnă. Nu pierdeți demnitatea, pune-te în genunchi înaintea lui, nici vorbă, nici el n-ar fi mulțumit cu un asemenea tratament. Schimbă-ți stilul înseamnă de fapt altceva, după cum vom vedea, și are cumva legătură cu felul în care ne relaționăm cu copilul după 18 ani, adică zic specialiștii așa într-un fel de paranteză, schimbă-ți stilul înseamnă să intervii numai la solicitare, adică numai când ești întrebat,
Să înveți ca părinte să nu mai vorbești, cum? Ca părinte, să nu mai vorbești neîntrebat. Asta ți-a ceva timp. Pentru că 18 ani ai tot vorbit. Și după aceea te trezești că trebuie să schimbi macazul. Nu vorbim neîntrebați. Câteva detalii. După 18 ani, sfatul nesolicitat este considerat critică. De asemenea, fiți încurajatori, mi se spune, dar nu intruzivi, nu vă băgați în viața lor. Au senzația că sunt în continuu sub asediu, că îi urmărim în continuu. De altfel, este firesc, pentru că 18 ani am urmărit. Fiți grijulii cu ei, dar nu permiteți dependența, fără prea multe dependențe de părinți. Investiți în sănătatea voastră emoțională, fizică și spirituală, a voastră ca părinți, și nu atât de mult în a lor, adică după 18 ani mănâncă ce vor, oricum și până atunci cam mănâncă, pe deascunsul, dar după 18 recuperează. După 18 ani poți să aibă un vocabular diferit decât cel pe care l-ați pus în ei. Așadar, mai puțin investiție în ei, pentru că deja s-a făcut mare investiție, mai mult în voi, în sănătatea voastră emoțională, fizică, spirituală. Regăsiți-vă pe voi, ca părinți, ca soți. Păstrați-vă o bună dispoziție elegantă. Auzi, bună dispoziție elegantă. Zice că după 18 ani a lor ne educăm și noi în sfârșit. Să vorbim frumos, să vorbim în dialog, să vorbim cu subiect și predicat, să vorbim cu litere mari, să punem ce trebuie. Experiența este un bun profesor, mai bun decât sfatul părinților, așa consideră ei. Oferiți respect pentru că niciunui adult nu-i place ca un alt adult să-i spună ce are de făcut. Nici nouă nu ne place. Conștientizați puterea vindecătoare sau vătămătoare a cuvintelor. Totul sub principiul schimbă-ți stilul. Schimbați stilul. 2. Schimbați percepția. Schimbați percepția. Adică, înțelegeți-le stilul lor de gândire, care stil de gândire, paradigmă, este diferit de al vostru ca părinți, pentru că vorbim de două generații totuși diferite. Ce înseamnă schimbați percepția? Bună oară, copiii noștri, și asta se vede mai ales după ce ajung într-o oarecare libertate, legitimă după 18 ani, sunt modelați, mai mult sau mai puțin dependenți, dar oricum modelați de tehnologie, iar ei ajung la informație mult mai rapid, pe alte căi, în mod mult mai variat și mai divers. De aceea noi trebuie să avem grijă ca părinți și noi ca predicatori, ca vorbitori publici, să nu mai demonizăm foarte mult tehnologia, pentru că tehnologia face parte din viața noastră sau din viața de zi cu zi. Mai degrabă să vorbim, poate în mod mult mai adecvat, cum să ne păstrăm puritatea, cum să nu ne pierdem mintea, să nu ne pierdem etica, morala, mântuirea, folosind totuși tehnologia. Nu mai putem fugi de tehnologie. Doar că ei, deja cu generațiile care vin, lucrul acesta e tocmai pregnant, ne spun cei din neuroștiințe, ei sunt tot mai modelați de tehnologie și gândirea lor este, cum se spune, digital generation, o generație deja digitalizată. Aceștia de asemenea, generația de azi, se așteaptă, asta mi-a plăcut, să fie recompensați sau gratulați, chiar dacă n-au câștigat premiu, n-au câștigat nimic. Spre deosebire de noi, unde era clar că dacă nu iei premiu, nu-ți dă nimeni nimic, acum toți trebuie să ia premiu. Știu că zâmbiți, puteți să zâmbiți. Trăim într-o epocă, fiți pregătiți, în care și dacă n-au făcut nimic, trebuie să-l gratulezi, să-i spui, te premiez că existi. Ce bine că ești, ce bine, ce mirare că sunt. Doar bine a zis Nikita. Până acolo ajungi cu ei. Încă n-a dovedit nimic, încă n-a reușit să pornească cum trebuie în viață, nu? Încă nu pricep nimic din... Dar trebuie să fii gata să-i dai premii. Pentru că ei, spre deosebire de noi, și aici e o mare diferență, ei așteaptă să fie gratulați, apreciați, mângâiați, încurajați, chiar dacă n-au făcut, spuneți cuvântul încă o dată, ultima dată, nimic. Nu vedeți ce presiune se pune pe sistemul de învățământ până la școlile primare? Ca să nu mai fie note, să nu mai fie note. Adică pentru ce mai lupți atunci?
Ca să lăsăm asta cu premiile. Pentru că cum se simt ceilalți care nu iau premiu? Și acum toți au premiu. În sfârșit, toți copiii sunt premiați. Toți sunt deștepți. Toți sunt minunați. Stilul lor de a gândi este diferit și prin faptul că, spre deosebire de noi, aceștia nu trăiesc pentru a munci, ci muncesc pentru a trăi. Și când au o brumă de avere, când câștigă niște bănuți, uneori munciți în mod fizic, adică greu, se duc și cheltuie că vizitează la capătul Europei, la capătul lumii și ne spun copiii, cum și ai noștri ne spun, noi nu vrem ca voi să trăim, noi vrem când avem niște bani să vedem lumea. Nu în sens rău, dar în sens să vedem. Voi unde ați călătorit? Păi unde? Aici, în județ, aici. Să ved. Uite nivelul. Ei sunt expansivi. Deci ei nu trăiesc pentru a munci. Drept e că și noi am căzut în cealaltă extremă, că prea am trăit ca să muncim. Ăștia muncesc și cum adună ceva, pleacă. Și dacă nu le ajunge, iau un împrumut. Noi ne punem mâinile în cap. Ei spun, toată lumea e datoare. Generația de azi, aceea de peste 18 ani, fie băiat, fie fată, își dorește o căsătorie și o familie sănătoasă, chiar dacă, nota bene, el sau ea nu a fost așa de cuminți din punct de vedere moral și au căzut în păcate trupești înainte de căsătorie. Puteți să luați asta ca o impertinență, ca un tupeu, dar este un tupeu cu care generația ce vine trăiește fără mari probleme. Adică ei nu văd așa mare... Ei se așteaptă să aibă o familie reușită, cu fidelitate, cu bună înțelegere, chiar dacă n-au fost, cum am zis, din punct de vedere trupesc, ca să ne lămurim, atâtea de curație înainte de căsătorie. Dar se așteaptă la asta. Ei nu prea merg după doctrina că ce seamănă om aceea va se cera, zice, eu m-am schimbat. Aceștia consideră toleranța ca fiind parte din iubirea adevărată. Prin urmare, dacă nu-i tolerezi, înseamnă că nu-i, ziceți, nu iubești. Noi încercăm să le spunem că iubirea e dreaptă și că prin aceasta iubirea e mare, pentru că e dreaptă, pentru că e selectivă, pentru că are grijă, pentru că e atentă la nuanțe. Ei spun nu. Pentru generația ce vine, pregătiți-vă, dragi părinți, toleranța este iubirea însăși aproape. Mă tolerez înseamnă că mă iubești. Nu mă tolerez înseamnă că nu mă iubești. Se pare că nu sunteți așa convinși, dar nu-i problemă că viața e un profesor bun. Un pic de răbdare. De asemenea, ultimul detaliu, aceștia prioritizează aventura. Și când spun aventura, nu vă gândiți la ceva dezastruos, da? Prioritizează aventura. Adică ăștia sunt în stare, generația aceasta, ei sunt în stare să meargă într-un oraș, fără să-și facă rezervare la un hotel, fără să vorbească cu un prieten, cu niște bani în buzunar de obicei puțini, și să se descurce, pentru că zice, asta-i palpitant, să te duci fără bani, tati, fără bani. Și cu bani mă ți-e frică să mergi. Ei zic, să mergi fără bani. Să te descurci fără, cu bani puțini. Pentru ei aventura face toți banii. Total diferit de noi. 3. Schimbați scopul. Scopul. Dezideratul acum, după 18 ani, este autonomia copiilor. Ați auzit bine, autonomia copiilor. Adică n-ar mai trebui să le plătim toate cele și dacă le plătim să fie ceva parțial și episodic, n-ar mai trebui să le purtăm de grijă într-un mod, știți cum zic, infantil, cum era când erau mici, ci ar trebui să dezvoltăm în ei ideea de autonomie, oricum ar fi ei, copiii noștri. Ce înseamnă schimbați scopul, adică mergeți spre autonomia lor, înseamnă în primul rând negociați granițele, iar cu ei, pentru că sunt deja adulți, puteți să negociați și în relație de respect se poate negocia unde mă termin eu, da? zona mea intimă ca părinte, care sunt condițiile pe care eu le pun ca să respect condițiile pe care tu le pui. Negociați granițele. Exprimați-vă clar așteptările. Ei sunt gata să respecte așteptările noastre dacă le exprimăm cum? Clar. Și dacă nu le tot schimbăm de la o săptămână la alta... Plănuiți totul împreună, care are legătură cu familia, bineînțeles.
conferiți încredere acțiunilor pe care ei le asumă, adică dacă vin cu o idee, zice că trebuie să le o susținem, nu o să vedeți dacă e așa de ușor, o să vedeți. Că vin cu atâtea idei, zice că noi trebuie să sărim într-un picior, așa scrie la manual, să sărim într-un picior, să spunem ce idee, cum de nu mi-a venit mie la vârsta ta. Asta încurajează pe ei. Zice că dacă nu îi încurajăm deloc, dacă tot le dăm în cap, dacă tot le spunem că nu se poate, nu o să ne mai spună nimic. Că acum nu mai sunt obligați să ne spună. Criticismul aspru stopează dezvoltarea. Schimbați tipul de relație de la adult-copil la adult-adult. Asta e obligatoriu. El trebuie să simtă că îl tratez ca pe un, să nu vă greșiți să ziceți copil, ca pe un adult. Apoi cum să comport el câteodată după 18 ani? Nu zici că e adult, dar tu trebuie prin credință, sau cum să spun, nu prin vedere. Tu trebuie prin credință, prin inteligență, prin putere să-l vezi ca pe un adult. Fiți simpatici cu ei când își asumă responsabilități. Zâmbiți și încurajați-i. Permiteți-le să controleze ei timpul pe care îl petrec cu voi în discuții. Asta e ceva greu de dus. Până la 18 ani îl chemai la raport și nu se ridica până terminai predică. De acord? După 18, zice, lasă-i pe ei, lasă-l pe el sau pe ea să controleze timpul și când se ridică, nu avea reacția aia de pe timpuri, stai jos, nu mai merge. Oricum stă jos și îți face viața amară, pentru că stă jos așa se comportă, de nu ți-l mai trebuie, că tu-l trimiți din fața ta, din fața ochilor tăi. Nu mai poți să-l privești. Permiteți-le să controleze timpul pe care îl petrec cu voi. Mă refer timpul de calitate, timpul de conversație. Asigurați-le o atmosferă de speranță. Deci schimbați scopul. 4. Schimbați așteptările. Schimbați așteptările. Zice că unele sunt așteptările dinainte în minorat și altele în majorat. Schimbați așteptările înseamnă doriți-vă pentru ei doar ceea ce își doresc ei pentru ei. Nu vă doriți pentru ei mai mult decât își doresc ei. Mama și tata vrea ca el sau ea să fie medic. Foarte bine că vrea asta. Cine dorește ca pruncul lui să fie medic, dorește un lucru bun. Scrie undeva. Nu scrie, da? Seamănă. Foarte bine că părintele își dorește, dar zice că nu-i voie să ne dorim mai mult decât își dorește cine? El. Pentru că dacă mereu ne dorim mai mult ceva pentru ei, durerea nu va fi la ei, ci durerea va fi la cine? La noi. Și care dintre părinți cu copii mari n-a trecut prin asemenea frustrări? Că în anumite segmente îți dorești mai mult. Intră într-o relație de prietenie, mă refer sentimentală, da? Sentimentală. Și poate ți-ai dorit altceva, un alt partener, un alt profil, mă refer, nu neapărat altă fată sau alt băiat, alt profil ți-ai dorit, nu? Altfel ai văzut lucrurile sau altfel le vezi ca părinte și încerci să-i spui, dar el rămâne la, cum să zicem, la decizia lui, că doar iubirea îți explică. Mami, tate, iubirea, dintr-o dată afli de subiecte mari. Cu asta nu te joci, tate. Și tu, eu, noi, să nu ne dorim ceva mai mult decât își doresc ei, pentru că acolo apare un conflict. Atâta ne dorim și noi cât își doresc ei. Oferiți-le dragoste corectă. Nu-i ajutați cu orice preț. Dacă fac câte o boacără, nu vă grăbiți să plătiți. Greu pentru un părinte. Nu fiți părinte cu o singură temă. Copiii de obicei, după ce sunt mari, își disprețuiesc părinții care știu numai un singur subiect, care n-au numai câteva fraze. Vă rog, mai multe fraze, vă rog, mai multe fraze, mai multe subiecte. Ei intră în dialog cu noi și după 18 ani, dacă văd că pot vorbi cu noi, pe mai multe planuri. Ei intră în dialog cu noi. Dacă ne văd cu o singură temă, nu mai au nevoie. Nu vă dezlănțuiți mânia niciodată, auzi niciodată. Zice că ălea au trecut. Acum trebuie să fim calmi, implacabili, să ne mâniem, dar să nu păcătuim, să ne mâniem numai pe dinăuntru. Căutați suport și informare, susțineți-vă pe voi înși vă, citiți, informați-vă.
Recurgeți la ajutor de specialitate dacă e nevoie, când situația o impune. Fiecare știe ce are acasă, așadar uneori terapia ajută. Medicamentele ajută, să nu le disprețuim, că nu le luăm doar de bunăvoie, nu? Le luăm că trebuie. Poate ei trebuie să le ia, poate noi, poate toată familia trebuie să luăm, să intrăm într-o terapie. Independența financiară și asumarea diferitelor responsabilități sunt semne de maturizare reală, adică să câștige bănuții lui sau a ei, da, mai puțin după puteri, dar să muncească, să câștige. Aici aș face o precizare, un îndemn pe care vi-l dau, o recomandare, nu fac regulă în casa nimănui, uneori la mine în casă nu pot face regulă, cum să fac la altul? Vă gândiți în ce situație sunt? La mine nu pot, mă apuc să fac la altul. Nu e o regulă, e o recomandare. Ca să fiți siguri că vor lucra după 18 ani, puneți-i să lucreze verile, în vacanțele lungi de vară, înainte de 18 ani. Cineva se va trezi vara dimineața, nu va dormi până la prânz. Minunat! Cineva va simți greul. Cineva tocmai va vedea, undeva după 16 ani, că nu sunt părinții cei mai răi oameni din lume, că sunt oameni și mai răi decât părinții. Lasă-i, te rog, să iasă, să vadă asta. De asemenea, să cheltuim mai puțin decât câștigăm, zice, ca asta trebuie să le inoculăm în minte după ce învățăm cu să câștige. De asemenea, ar trebui să învățăm cu multă delicatețe că îndatorarea este o formă de robie și că da, poți să iei bani din bancă, numai că trebuie dați înapoi. Și încă cu ce? Cu dobândă. Și banca nu te iartă, este un cămătar care nu te iartă. Deci învață-l că pe cât posibil e bine să nu te îndatorezi. Amânarea anumitor achiziții neimperios necesară este benefică, este educațională. Învață-l că nu trebuie să-și cumpere toate lucrurile pe care și le permite într-o singură zi, să se mai gândească, pentru că de obicei, după câteva zile, nu ți-l mai trebuie. Chiar dacă ai bani să-l cumperi, nu ți-l mai trebuie. Amână atât de mult încât să nu ți-l mai trebuiască. Învață-l să nu achiziționeze imediat. Nu avem niște bani, fugim cu ei la magazin, că doar ei avea, ne așteaptă, cu zâmbet ne așteaptă, au școală în spate. Nu, zice, păstrează bănuții. Așa le-am spus și eu la ei mei, mă, până ești la tine banii, tu ești boier. După ce nu mai ești la tine, ești slugă. Slugă, au zis. Da, sluga cui? A lui. A ei. A lucrului aceluia. Practicarea zeciuielii este foarte sănătoasă pe multe planuri. Ar trebui să învățăm de la primele lor forme de câștig. Și putem învăța dacă am practicat și noi, dacă au văzut la noi asta. Gândirea în termen de buget este foarte înțeleaptă. Obișnuiți-i pe copii, după ce încep să câștige, că înainte de a achiziționa un produs, să-și pună în minte un buget, adică să nu fie dispuși să cheltuie tot ce au în pușculiță, ci să meargă pe noțiune de buget, adică îmi cumpăr acel lucru când se va ieftini și va ajunge la prețul cutare, adică ăsta e bugetul meu, atât vreau să cheltui, nu atât pot să cheltui, ci atât vreau să cheltui. Vorbim despre banii cu ei atunci când se plâng la noi că n-au gestionat bine și au dat banii pe prostii. Ăla e moment bun să ținem o predică, dar cu mare atenție. Încredințați-i în permanență prin rugăciune în mâna lui Dumnezeu. Amin. Principiul al cincilea, schimbați discursul. Schimbați discursul. Regula de aur este prudența în vorbire. Să vorbim mai puțin, cu ei mă refer. Să vorbim mai atent, să vorbim mai elaborat, să vorbim un pic așa mai ca la academie. Să fim un pic mai implacabili, mai mult ne respectă dacă îi lăsăm să vină un pic după noi, nu ne ducem iară peste ei. Mă înțelegeți cum zic? Nu ne mai ducem pe... Lasă-i pe ei să vină, că arde câteodată că vine el. Arde, știi? Arde. Nu-i răspunde din prima la telefon. Auzi ce vă învăț eu aici. Nu luați principiul, vă rog. Doar inima, nu te știu eu cum e inima, că inima e doar... Ia lasă-l să sune, că și el te mai lasă pe tine să suni, o să vezi după 18 ani. Te mai lasă să suni, nu-ți are treabă. Deci iară să joacă tata cu telefonul, zice, auzi. Păi, nu mă jucam, bă, vroiam să vorbesc cu tine.
lasă-l. Că vine el. Că mai multă putere ai asupra lui atâta câtă mai ai, vreau să zic, în felul acesta. Câteva detalii despre discurs. Nu vă puneți copilul să aleagă între dumneavoastră și propria lui familie, evident după ce o întemeiază, că se presupune că se căsătorește. Nu-l puneți să aleagă, da? El are familia lui. Nu vă victimizați niciodată, nu vă victimizați că vă va disprețui copilul și n-ați vrea asta. Gata cu victimizarea, gata cu mami plânge, știți cum ziceam înainte? Mami plânge, tati se aruncă pe spate, gata, în picioare. Demnitate. Gata, bravare. Nu te victimiza, că o să te disprețuiască mai tare. Nu te victimiza. Nu povestiți la nesfârșit vechile istorii de familie, cum o spart nu știu ce, cum când avea 13 ani ce-a făcut, nu la nesfârșit. Că zice că nu mai vin pe la noi dacă povestim la nesfârșit numai din acestea. E ca și cum noi nu mai știm altceva, numai ce-au făcut ei rău. Dacă povestim ceva din registru pozitiv, zice că e mai suportabil. Oferiți suport când sunteți rugați să o faceți și în felul în care dumneavoastră alegeți, ca părinți. Plănuiți concediile împreună astfel încât să fie un câștig reciproc. Aici se referă după ce apar copiii lor mă refer. Și atunci, dintr-o dată, după apariția copiilor, adică a nepoților pentru noi, zice că se produce o legătură din nou. Zice că din nou e un alt sezon și o legătură și se întoarce, cum zice în Biblie, inima copiilor spre părinții, ceva minunat. Că au nevoie câteodată să stea bunicii cu cine? Cu nepoții. Că doar între bunici și nepoți este o legătură adâncă. Bine se spunea în vorba aceea, că de ce așa de bine se înțeleg bunicii cu nepoții? Zice, din cauza că au un dușman comun. Atunci asta îi unește pe ei. Și cu aceasta încheiem. Când ajungem acolo ca ei, copiii noștri, să aibă copii și când vor să facă câte un city break înseamnă să lași pruncii la, în traducere liberă, să lași pruncii la bunici. Asta înseamnă cuvintele acestea. Zice că în momentul în care ne sună că ziua aceea va veni, când ne sună, auzi, mami, tati, că se dau bine pe lângă tine, că ori n-ați putea voi să luați copii. Atunci zice că să fim tacticoși cum n-am fost toată viața noastră. Și să ne luăm agenda, dacă nu luăm, numai ne facem, că nu ne văd ei pe telefon. Să zicem, stai să ne uităm în agenda. Sună-mă mai târziu să mă consult cu maică ta. Și cel mai important, nu important, iertați-mă, cel mai interesant este ca uneori să nu putem. Uneori să zicem, asta e maxim, pentru asta noi deja ne pregătim. Uneori să zicem, cum n-am stat noi cu ei, dar nu putem pentru că noi doi, eu și cu maica ta ne-am propus să facem o ieșire la un concert în seara aceea. Ori mi-am propus să o scot pe maica ta la un ceai și ei vor zice, dar nu poți să o scoți în altă seară, nu că i-am promis și am faci probleme în familie. Adică nu putem rezolva o treabă și încurca alta. Și acum la noi e trecut în agenda ieșirea asta, că mergem cu niște prieteni de vârsta noastră să povestim despre prunci și trebuie neapărat să ieșim. Și spune că dacă îi refuzăm din când în când, mai mult au să ne respecte decât dacă ne facem preș și întotdeauna noi suntem disponibili. Părinți mereu disponibili nu sunt prețuiți, nu sunt căutați. Părinți mereu disponibili e o durere pentru ei și pentru relație. Iată câteva principii pe care am dorit în această seară mai specială să le aduc înaintea dumneavoastră, toate puse sub această egidă când ne cresc copiii. Și iată când ne cresc, să ne dea Dumnezeu multă înțelepciune și putere și să nu uităm că toate, și noi și copiii noștri, indiferent de vârstă, suntem în mâna lui Dumnezeu. Amin.